Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un nou invitat, așa că îi spunem un venit unui prieten al emisiunii noastre, domnul Ovidiu Raucă, pastor la Biserica Baptistă Română din San Francisco și președintele Asociației Bisericilor Creștine Baptiste din Statele Unite și Canada. Frate pastor Ovidiu, bine ai revenit! Bine, v-am regăsit după o îndelungată perioadă de absență, însă bucuria e de partea mea. Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să ne revedem și ar trebui să spunem un răspicat, Hristos a înviat. Adevărat că a înviat, fie binecuvântat numele. Amin. De ce spun asta? Deși noi aici în România suntem în săptămâna mare, deja am sărbătorit duminica trecută intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Voi deja ați sărbătorit învierea Domnului cu ceva vreme în urmă și acum sunteți în perioada de dinainte de înălțare. Așa că, practic, emisiunea aceasta, discuția noastră, de fapt, are loc între două sărbătoriri. Odată Paștele, așa cum a fost el sărbătorit în Occident și în Statele Unite, și apoi noi de aici, cei care le sărbătorim duminica aceasta. Din acest motiv am și numit emisiunea din seara aceasta Săptămâna Patimilor, Săptămâna Marii Răscumpărări. De ce? Pentru că, deși se zice Săptămâna Patimilor, și știm de ce îi se spune așa, sau Săptămâna Mare, este o săptămână în care, practic, planul lui Dumnezeu se îndeplinește și astăzi noi putem beneficia de ceea ce numim salvarea, mântuirea pe care Dumnezeu ne-a promis-o încă din Geneza 3:15, atunci când spune că va veni o vreme când capul șarpelui va fi zdrobit. Așa că, înainte de a discuta despre sărbătoarea noastră, așa cum o vedem noi astăzi, hai să ne povestiți puțin, mai spune câteva lucruri despre cum ați sărbătorit voi sărbătoarea învierii acolo în Statele Unite, mai ales că a spune că am intrat deja într-o altă epocă, s-au schimbat multe lucruri în ultima vreme, unele poate mai repede decât ne așteptam și suntem curioși să vedem cum a sărbătorit voi comunitatea baptistă, cum creștinii din Statele Unite, din San Francisco, sărbătoarea acestea. Știm că la voi a fost probabil cea mai dură restricție din Statele Unite. Încă o dată, mulțumesc mult pentru invitație. Salut cu drag ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră, prietenii noștri care ne urmăresc și vă urmăresc cu consecvență. Da, aici, la San Francisco, în California, în America, suntem într-o perioadă specială. Specială ca și credincioși vorbesc, ca și biserică. Un timp în care, sigur, plin de bucurie, revenim în sanctuarele bisericilor, revenim în părtășia corporativă, revenim la ceea ce ne-a fost luat. Și spun ne-a fost luat pentru că încă dintr-un bun început vreau să fac precizarea aceasta. Sunt astăzi 2 săptămâni de când o decizie a Curții Supreme de la Washington a dat dreptate glasului bisericii ce rostea răspicat că e nedrept să nu ne mai putem aduna, dincolo de pericolele pe care le înțelegem și pe care le-am asumat. Și iată-ne în California de 2 săptămâni, putem să ne adunăm fără a fi restricționați în număr, fără a fi restricționați în felul în care ne închinăm. E adevărat, cu ceva nuanțe legate de modul în care cântăm sau nu cântăm în adunările noastre. În acest context al libertăților pe care Constituția Americană le garantează, orice credincioși de bun simț a înțeles că a nu putea să te exprimi în închinare așa cum am făcut-o de sute de ani sau au făcut-o de sute de ani americanii, e ceva neobișnuit, neașteptat și chiar controversat. Așa că ceea ce pot să vă spun din contextul bisericii de aici, al bisericilor din California, suntem binecuvântați să fi putut avea sărbătoarea aceasta atât de măreață, atât de glorioasă, atât de binecuvântată bisericii, și anume învierea Domnului și sigur și
partea sărbătorii, intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și apoi sigur a săptămânii mari, am putut să ne închinăm în adunările noastre. A fost o vibrație deosebită, un timp binecuvântat pentru frați, pentru surori, pentru prieteni, pentru cei ce au îndrăznit să fie din nou în adunare. Și în contextul în care noi suntem la San Francisco, am avut duminica învierii o atmosferă cu adevărat sărbătorească. Au fost frații, surorile, cu bucurie în adunare și am lăudat pe Domnul. Slavă Domnului! Ne bucurăm pentru faptul că în cele din urmă, Curtea Supremă a dat ascultare vocii poporului și pe de-o parte mă bucur, pe de-o parte mă întristez, știind că deja în Statele Unite se pune la cale, se lucrează la extinderea Curții Supreme de la 9 membri la 13 și știu că va fi o provocare, va fi o mare discuție, probabil va fi o decizie care va afecta democrația americană. Vom vedea dacă se vor face pași concreți în direcția aceasta, dar știu că sunt discuții. Cum vezi tu lucrurile acestea? Știu că este o discuție mai puțin mai politică, dar dacă tot am vorbit de Curtea Supremă, promit că nu o să mai întreb nimic de politică decât lucrul acesta. Vreau să mergem astăzi pe mult pe zona aceasta spirituală. Apreciez. Dar fiind o decizie care clar ne va afecta, vă va afecta pe voi, pentru că mai sunt și alte procese pe rol care vor ajunge acolo. Da? Și cum vezi tu extinderea aceasta? Nu e nicio îndoială faptul că ceea ce trăim astăzi în politica internă aici în Statele Unite nu surprinde tare mult aripa conservatoare. Ne-am așteptat la o așa reacție a noului guvern. Nu ne surprinde faptul că agenda aceasta leftistă, cum se numește aici, de stânga, e mult mai radicală decât s-au așteptat chiar unii din interiorul Partidului Democrat. Întorcându-mă la noțiunea ce ne interesează, și anume justiția în independența și libertatea aici în America, sunt îngrijorări uriașe la ora asta și se fac eforturi, aș spune, disperate din partea celor care au autoritatea în comisiile din Senat și din House, din Congres, de a bloca acest demers. Eu cred că acest demers va eșua și cred că nu se va extinde Curtea Supremă. Am văzut, repet, și ce efort și ce argumente se așează și vom fi în protecția pe care Dumnezeu în harul lui să o mai păstreze pentru biserică. Îngrijorarea mea nu vine neapărat de la Washington și de ce se face acolo, ci din ceea ce a produs deja acest lockdown de aproape un an de zile, pentru că, dați-mi voie să vă spun, sunt biserici ce abia au deschis și foarte timid după anul nou. Unii chiar încă mai sunt doar în sfera online și aici, în America, se fac studii peste sondaje și recent Institutul Barna a prezentat o astfel de expertiză cu privire la felul în care se reîntorc credincioșii în adunări. Și din nefericire și cu durere spun, lucrul acesta se simte, se vede, mai puțin de 50%. Undeva în jurul cifrei de 50%, credincioșii se reîntorc în închinarea corporativă, chiar dacă libertățile sunt, iată, garantate și sunt la ele acasă. Și asta din diferite motive. Probabil unii din teama bolii, poate alții din comoditate, poate alții chiar în controversa aceasta atât de puternică, au fost afectați și în credință. Poate că vorbim de unii care și-au pierdut încrederea și nu în biserică neapărat, cât poate în Dumnezeu și în ceea ce a îngăduit Dumnezeu în perioada aceasta. Oricum, lucrurile de aici cred că sunt mai îngrijorătoare la ceea ce ne așteptăm din biserică decât de la Washington. Mă rog aici, așa cum îmi doresc în România sau oriunde ar fi, ca lucrul acesta să nu afecteze și mai mult închinarea noastră și lucrarea noastră. Pentru că până la urmă putem vedea limpede cât de mult a fost opriți, dacă vreți, frânați din lucrarea de misiune, din lucrarea
lucrarea de, din lucrarea de implicare publică în societate. Da, și la noi să zic că situația nu este atât de roz. Și la noi avem exact aceeași problemă. Oameni care încă sunt reticenți și vom vedea ce va fi în continuare. Așa cum și ne așteptam, perioada aceasta de restricții a produs pe de o parte foarte multă teamă și se pare că teama aceasta continuă și pe de altă parte și inerția aceasta umană, firea omului se obișnuiește rapid să nu mai facă ce făcea înainte, este o dorință imensă de a trăi mai comod, de a fi confortabil, de a sta acasă și a privi online. Deci, practic, ne luptăm foarte mult și cu obișnuința aceasta umană, da, care, cu obiceiurile noastre, ca să zic așa, care și asta duce la o diminuare a numărului de credincioși care ajung în biserică. Ovidiu, hai să ne întoarcem puțin la săptămâna aceasta. Am zis că vorbim spirituală. Cu siguranță vom avea și o altă discuție mai politică și vreau să facem și un update din asta, pentru că noi urmărim în continuare. Te rog să mă crezi, încă trăim așa entuziasm. Ne aducem aminte de entuziasmul acela din, de dinainte de sărbători și în speranța că lucrurile vor continua. Da? Unii nu l-am pierdut și încă urmărim degetul lui Dumnezeu care mișcă lucrurile. Asta este ceea ce ne încurajează, că Dumnezeu este în control. Dacă e ceva care într-adevăr ne face să mergem mai departe, este că știm că Dumnezeu are încă, să spunem așa, ultimul cuvânt și istoria se află în mâna sa. Ne reîntoarcem la partea aceasta spirituală. Voi ați trecut deja prin amintirea învierii, pentru că noi până la urmă sărbătoarea învierii aceasta o sărbătorim dacă e după Scriptură în fiecare zi. Nimeni nu ne oprește și e normal să ne aducem aminte de înviere, cu atât mai mult atunci când ne ducem la masa Domnului, la cina Domnului, facem lucrul acesta. Dar totuși, în săptămâna pe care voi deja ați sărbătorit-o și sărbătoarea aceasta învierii, dacă ne poți împărtăși câteva din gândurile pe care poate le-ai spus deja bisericii sau poate comunității pe care tu o păstorești, gânduri pe care tu, ca pastor, ca om al lui Dumnezeu, ca slujitor, ai considerat că ar fi utile și comunității din România. Ce crezi tu că ar fi util în vremurile acestea de cercetare pe care încă le parcurgem, vremea aceasta în care foarte mulți oameni sunt îngrijorați, foarte mulți oameni și-au pierdut poate credința. Trebuie să spunem și lucrul acesta. Sărbătorim, dar ne aduce aminte de această sărbătoare a învierii, de această săptămână mare a răscumpărării, a planului lui Dumnezeu. Doar din tradiție, doar din amintirea unor, să spunem, obiceiuri frumoase, ce ar mai trebui să facem? Sau ce ar trebui să reprezintem pentru noi sărbătoarea aceasta, ce ar trebui să renască în ființa noastră? Că, până la urmă, avem nevoie de renașterea aceasta interioară. A zice, naștere din nou, renașterea aceasta din nou să se producă. Pentru că, știți, trebuie să recunoaștem și spun așa cu toată sinceritatea. Unii ne-am pierdut nădejdea, alții ne-am pierdut puterile de a merge mai departe. Teama aceasta ne-a spăimântat. Unii am trecut prin experiența asta COVID-ului, alții încă n-am trecut. Suntem încleștați așa în tot felul de lucruri care ne diminuează credința și încrederea în ceea ce Dumnezeu face în planul său. E limpede. E limpede că trăim într-un război spiritual și nu de azi de ieri. Nu în generația noastră e războiul acesta mai aprig ca altă dată. Am spus-o de atâtea ori, nu știu dacă în contextul emisiunilor noastre, dar dacă ar trebui să mă refer istoric la o perioadă foarte cruntă din punct de vedere spiritual, cred că perioada vremii lui Noe a fost una dintre cele mai negre perioade ale istoriei, după cădere. Sigur, dacă ne uităm în Geneza, capitolul 6 și versetul 6, ne spune cuvântul acolo că toate gândurile omului, toate întocmirile gândurilor omului erau îndreptate numai și numai spre rău. Și acela a fost momentul dramatic al pedepsei lui Dumnezeu, a ceea ce cunoaștem noi ca fiind potopul și știm ceea ce a urmat. Istoric, privind lucrurile în viața poporului evreu, ne vom întâlni mereu și mereu cu stări și situații în care
omenirea și poporul evreu în mod special, pentru că studiem cumva modul în care Dumnezeu s-a relatat la poporul acesta, putem observa că au fost perioade foarte, foarte crunte. Dacă aveți, dragi telespectatori, curiozitatea, vă invit poate după înviere sau cândva, atunci când aveți ceva vreme, să recitiți Plângerile lui Ieremia, capitolul 5. Un capitol extrem de apăsător. Și vă citesc doar două, trei versete din acest capitol. E rugăciunea lui Ieremia în contextul unei perioade foarte apăsătoare pentru Israel. Și spunea Ieremia: adu-ți aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat. Uită-te și vezi-ne o cară, vezi-ne bagiocura în care suntem. Moștenirea noastră a trecut la niște străini, casele noastre la cei din alte țări. Am rămas orfani fără tată, mamele noastre sunt ca niște văduve, apa noastră o bem pe bani și lemnele noastre trebuie să le plătim. Prigonitorii noștri ne urmăresc cu îndârjire, când obosim nu ne dau odihnă. Am întins mâna spre Egipt, spre Asiria, ca să ne săturăm de pâine, ca să ne stâmpărăm foamea, am spune noi astăzi. Și capitolul continuă extrem de apăsător. Așa că nu e nicio îndoială. Bătălia spirituală există, a existat. Săptămâna Mare a fost iarăși un alt vârf al bătăliei spirituale. Și din punctul acesta de vedere al răscumpărării a fost vârful bătăliei spirituale. La cruce, unde Mântuitorul a fost prețul de răscumpărare pentru noi, în moartea și apoi în învierea Lui, avem acest vârf al bătăliei spirituale. Diavolul sau împărăția Întunericului jubila pentru că Hristosul era de acum judecat, condamnat, crucificat. Însă, binecuvântat să fie numele Domnului că victoria e a Lui, că puterea nemărginită a Dumnezeului nostru a fost arătată și acolo. Și atunci, sigur că de la înviere încoace, ca și biserică, ca și credincioși, urmărim să trăim în această biruință. Sigur că, întorcându-mă la viacul 21, exact în perioada în care trăim, simt și văd aceeași bătălie spirituală. Așa că, dacă aș orienta inima ascultătorilor spre ceva, urmăritorilor noștri înspre ceva, ar fi tocmai înspre această realitate a bătăliei spirituale prin care trecem. În a înțelege că ceea ce trăim astăzi e o bătălie spirituală. De unde să-mi iau resursele pentru a fi victorios, pentru a trăi în biruința oferită de Domnul Hristos la Calvar? E tocmai din această aplicare asupra lucrurilor mari și minunate pe care Dumnezeu le-a făcut prin Hristos, în lucrarea Lui publică, dar mai cu seamă acum în Săptămâna Mare. Și dacă m-aș opri măcar la unul din aceste evenimente, ar fi probabil acel extraordinar de profund moment al întâlnirii Domnului Hristos, în care, sigur, în camera de sus le amintea ucenicilor de faptul că va trebui să moară, de faptul că va fi lăsat singur, de faptul că turma va fi risipită, păstorul fiind bătut. O imagine pe care ucenicii n-au înțeles-o prea bine. Însă imediat după crucificare și mai apoi după înviere și-au adus aminte de tot ceea ce Mântuitorul le spunea. Așa că eu doresc mult de tot, atât bisericii noastre aici, cât credincioșilor oriunde ar fi, să reconsidere bătălia spirituală ca parte integrantă a trăirii credinciosului. Biserica triumfalistă, așa cum e prezentată uneori, nu cred că e cel mai bun lucru, nu neapărat acum. Spun triumfalistă pentru că ea e triumfală, ea e biruitoare în Hristos. Însă realitatea prin care trecem acum și am trecut de atâtea ori ne dovedește faptul că slăbiciunea, neputința, căderile noastre sunt parte a unei bătălii spirituale pe care uneori reușim să o încălecăm și să fim biruitori, însă alte ori diavolul ne atacă atât de drastic. Și Săptămâna Mare și acest eveniment al bătăliei spirituale e dovedit cât se poate de clar în noaptea aceea prinderii Domnului Iisus Hristos, a ceea ce a urmat, și vorbesc aici, sau mă gândesc la lepădarea lui Petru, nu mai vorbesc de trădarea lui Iuda, de ceilalți care, copleșiți, încorsetați de teamă, s-au ascuns de, sigur, pericolul care îl reprezenta, gândeau ei prinderea lor și alături de învățătorul lor și ei să plătească un preț. Ovidiu, am o întrebare
tot așa în spectrul acesta foarte sensibil al vieții de credință. Dacă ar fi să ne uităm la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, vedem că intră cu mare fas, îi se spune împăratul. Și cei de acolo din Ierusalim, care veniseră la sărbătoarea aceasta a Paștelui evresc, aveau foarte multe așteptări. Și, bineînțeles, așteptări în zona aceasta politică, a eliberării de sub dominația romană. Asta se așteptau. Bineînțeles că ceea ce s-a întâmplat, am văzut că, de fapt, nu a fost conform așteptărilor și asta a dus la pur și simplu, schimbarea opticii totale față de Domnul Hristos a celor care erau acolo. Dar, totuși, se întâmplă ceva și vreau să fac o paralelă. Cum vezi lucrul acesta? Așa se întâmplă uneori, poate și în viața noastră. Și acum revin la situația asta. Deci, n-aș vrea să fie o lamentație din partea mea, dar trebuie să privim realitatea așa cum este. Mulți dintre credincioși din România, hai să spunem, din România întâi, în momentul când l-au primit pe Domnul Hristos ca Mântuitor, l-au primit în inimă, așa cum poporul din Ierusalim l-a primit cu urală, cu bucurie. Dacă ne aduci aminte și știi și tu că foarte, ai văzut atâtea oameni care au fost la botez, s-au botezat, toți au fost bucuroși, n-ai văzut un om trist. Deci toată lumea când s-a predat Domnului, s-a bucurat, l-a primit în speranța că așa va fi și poate și noi ne-am dorit și eu mi-am dorit ca viața de credință să fie cam prima zi, cam perioada aceea de primă dragoste, cum spunem noi, dragostea din tâi, ceea ce în realitate și dacă ne aducem aminte numai ce s-a întâmplat anul trecut, câți dintre credincioșii din România, inclusiv slujitorii, au trecut la Domnul, fie din alte probleme, dar foarte mulți datorită acestei boli. Deci, stai să te gândești, așa cum poporul evreu din Ierusalim, când au văzut așteptările pe care le-a avut în Duminica Florilor și apoi când a văzut că Domnul Hristos a luat biciul și a început să-i alunge din templu, ba mai mult le-a spus să dea cezarului ce al cezarului. I-a mai spus că, așa, în mod metaforic, figurativ, că va dărâma templu. Deci le-a dat toată așteptarea aceasta, le-a dat peste cap și s-au hotărât, erau ei hotărâți mai dinainte unii să-l omoare, dar atunci clar a pus la cap, a pus trădarea aceasta. Da, adică vă dați seama, cam așa se întâmplă și știu, fac așa un gest de introspecție în care poate și dintre noi suntem oameni care s-au așteptat viața de credință să fie poate cum o fi, dar nu așa de dificilă, nu cu atâta boală, nu cu atâta necaz, nu cu atâta... Și perioada aceasta de înviere ar trebui să aducă bucurie și nu știu dacă va aduce bucurie în toate casele, în toate inimile oamenilor. Sărbătoarea învierii, așa cum avem noi tradițional, în primăvară, e un moment de bucurie uriașă, pentru că suntem un popor cu tradiții creștine și spre deosebire de partea în care eu trăiesc, unde sărbătoarea învierii e foarte palidă, trăiesc între foarte mulți asiatici, de la indieni, chinezi și alte naționalități. Nu mai vorbesc de impactul secularismului asupra Californiei. Aproape că atmosfera învierii aici e deloc simțită în contextul general al vieții noastre. În România, într-o țară cu tradiții creștine profunde, sigur că sărbătoarea Paștelui atinge alte cote. Însă reala bucurie a învierii ar trebui să fie o constantă a fiecarei zile. Și sigur, din lucrarea Duhului Sfânt în viața credincioșilor, înțelegem că ea, rodirea Duhului Sfânt în noi, e dragoste, bucurie, pace. Și sigur că întrebarea e foarte, foarte oportună și foarte necesară, poate chiar în aceste vremuri. Unde mai suntem în viața noastră spirituală cu bucuria, cu pacea, iubirea de semeni? Pentru că fiecare din aceste dimensiuni spirituale sau trăiri interioare s-ar putea să le vedem afectate. Afectate de suferință, afectate de pierderi, de așteptări neîmplinite. De ce, ca să răspund întrebării noastre, de ce credincioșii pierd pe parcursul trăirii acel entuziasm al primelor zile? E tocmai pentru că
Poate noi, ca și predicatori, am transmis un mesaj ușor diluat cu privire la ce înseamnă viața de credință și ce înseamnă a fi ucenic al Domnului Hristos și a-L urma pe Domnul Hristos. Dacă vă amintiți, Mântuitorul a fost atât de atent în felul în care a prezentat, spunem noi astăzi, mesajul Evangheliei, vestea bună, și l-a așezat în niște termeni deloc populari, în niște termeni deloc atractivi. Spunea Mântuitorul, dacă dorește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Cam asta a fost mesajul Mântuitorului. Ori, din această perspectivă, noi nu trebuie să uităm ca și credincioși că a-L urma pe Domnul Iisus Hristos nu înseamnă a trăi o viață triumfalistă. Înseamnă a trăi o viață de biruință. Biruința asupra păcatului, biruința asupra temerilor, biruința asupra ispitelor și altor lucruri. Și avem resursele prin Duhul Sfânt să putem trăi o viață de biruință. Dar biruința nu e întotdeauna similară cu triumfalismul. Și asta cred că va trebui înțeles de noi. Mântuitorul n-a promis în niciun fel faptul că nu vom avea necazuri. Dar ne-a promis că va fi cu noi în necazuri. Nu ne-a promis că nu vom avea dureri, dar ne-a promis că va aduce mângâiere. Nu ne-a promis niciodată Mântuitorul că nu vom avea eșecuri, dar ne-a promis că ne va ridica de acolo și vom trăi din nou pe culmile biruințelor Lui. Viața de credință și viața credinciosului astăzi trebuie privită în lumina ceea ce a trăit Hristos. Sigur că Mântuitorul a fost și viața Lui, Mântuitorul a fost plenar, perfect, desăvârșit, și viața Lui a fost una de biruință de la un capăt la altul. Însă ceea ce vedem în viața Mântuitorului ca și slujire, am putea evalua noi cumva că nu întotdeauna a fost un mare succes. Și îngăduiți-mi să explic. Câți dintre dumneavoastră v-ați fi așteptat ca Fiul lui Dumnezeu, cu toată autoritatea, puterea și minunile pe care l-a făcut, să strângă doar vreo câteva sute, poate mii de oameni în jurul Lui? Și nu vorbesc acum de acele mulțimi care l-ascultau predicând și sigur așteptau înmulțirea pâinilor. Dacă ne uităm după înviere, s-a arătat celor 11, apoi apostolilor, ne spune Pavel în 1 Corinteni că unor frați, probabil vreo 500 la număr. Dacă ne uităm în camera de sus, acolo unde erau înainte de Rusalii, imediat după înălțarea Domnului la cer, avem în Fapte, capitolul 1, menționat lucrul ăsta, erau probabil vreo 120 de persoane. După o lucrare atât de explozivă, atât de puternică, așa cum a fost lucrarea Domnului Iisus Hristos, un om rațional ar aștepta un mai mare impact, un mai mare succes. Și dacă evaluezi în termenii mulțimii, ai spune, lucrarea Mântuitorului de 3 ani și jumătate nu a fost o lucrare de mare succes. A adunat sute de oameni, mii de oameni, dacă vreți, poate exagerând puțin lucrurile. Dar lucrarea Lui nu se măsoară doar în cifre, ci sigur pe ceea ce se așează pe termen lung, în mare plan al Lui Dumnezeu, ceea ce Mântuitorul avea să facă împreună cu ucenicii Lui în puterea Duhului Sfânt mai târziu, rodul muncii sufletului Lui și înviorarea de care ne bucurăm astăzi. Așa că aș vrea să privim termenii aceștia ai trăirii noastre și în lumina ceea ce realizează Domnul Hristos și mai cu seamă în lumina înăspririi, dacă vreți, forțelor întunericului care cu tot ceea ce are cel rău, atacă biserica, credinciosul și lupta e tot mai aspră. Lupta e tot mai aspră. Îmi place foarte mult că săptămâna aceasta se încheie cu două mari afirmații apropo de împărăție. De împărăția lui Dumnezeu. În momentul când Domnul Hristos intră în Ierusalim, se spune împăratul care intră, da? Osana. Când iese din Ierusalim, tot cu această plăcuță iese de împărat, dar scrie Iisus din Nazaret, împăratul, regele iudeilor. Da, deci pe de o parte intră cu o coroană, coroana la care se așteptau izraeliții la vremea respectivă, coroana aceea de împărat eliberator, împăratul acela politic care ia sabia și taie în stânga și dreapta, și apoi iese din Ierusalim pe dealul Golgotei, dar cu coroana de spini și cu tăblița aceea, cu un semnul acela de pe cruce care spunea Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Apropo, o,
o recunoaștere chiar scrisă de romani, de la comanda lui, lui Pilat. Cum vezi lucrul acesta, Domnul Hristos, între cele două împărății? Pe de o parte, noi trăim împărăția aceasta lumească, da? A pământului, dar chemarea noastră de fapt este la o altă împărăție. Și poate de aici, pentru faptul că uităm dubla această apartenență și de fapt, să spunem, exilul acesta pe care îl trăim pe, pe pământ, pe planeta aceasta, asta ne face și să suferim și ar trebui să nu uităm treaba aceasta, că de fapt suntem în trecere și, într-adevăr, ținta noastră este în altă parte, în altă sferă. Cum vezi tu lucrurile? Sigur, suntem dublu cetățeni ai cerului și ai pământului. Avem un rost pe pământul acesta, dar mărturia noastră atinge cerul. Și îngăduiți-mi să explic această afirmație. Mântuitorul ne-a chemat la o împărăție veșnică, dar în aceeași măsură la o mărturie pentru lumea de aici. Spunea Apostolul Pavel, suntem o priveliște pentru oameni și pentru îngeri, pentru lume și cer. Trăim în această dublă dimensiune a realității tangibile, și anume țara în care trăiești, orașul în care trăiești, oamenii în jurul căruia te învârți. Dar în aceeași măsură avem și o proiecție veșnică, eternă, o proiecție cerească. De aceea, fiecare dintre noi, ca și credincioși, ar trebui să considerăm mai mult și ceea ce se întâmplă dincolo de ceea ce trăim aici. Bună oară, biruința mea spirituală are o proiecție cerească. Felul în care trăiesc eu pentru Dumnezeu poate afecta omul de lângă mine și trebuie să-l afecteze. Eu, până la urmă, Mântuitorul astăzi spunea ucenicilor, în confuzia lor, aș spune generală, chiar după înviere, când l-au întrebat pe Mântuitorul, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așez împărăția lui Israel? Ei au rămas la fel de conectați în împărăția pe care o înțelegeau, o vedeau, o simțeau. N-au priceput, se pare, mult prea mult despre împărăția cerurilor și despre această dimensiune, a spune paralel, această dimensiune veșnică, cerească. Ei erau preocupați în continuare de o împărăție în care Mântuitorul să fie împăratul și ei să fie în jurul acestui împărat cu probabil autoritate extinsă pentru lumea de aici. Și Mântuitorul le spune, nu este treaba voastră să știți viitorul, vremurile, soroacele, spune acolo Evanghelistul Luca, cel ce scrie Cartea Faptele Apostolilor, da? Ci spune, voi veți primi o putere și îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Galileea și până la marginile pământului. Aceasta e dimensiunea în care trăim ca și credincioși, această dublă dimensiune a împărăției lui Dumnezeu, proiectată aici pe pământ, dar și în ceruri. Sigur că noi cel mai mult suntem afectați și implicați și afectați de ceea ce trăim aici pe pământ. Pentru că, sigur, trăim prin vedere, trăim în aceste așteptări despre care ați vorbit, lucruri care am vrea să se întâmple. Și oricât de mult am vrea să evităm aspectele acestea legate de contextul sociopolitic, tot ne întoarcem la el pentru că între aceste repere trăim astăzi și suntem afectați de aceste repere. Biserica e afectată de aceste repere și sigur că noi, credincioșii de azi, suntem preocupați de ceea ce se întâmplă în lume, în societate și sigur prin aceasta în biserică și biserica, felul cum ea e implicată în lume. Dar ce n-aș vrea să pierdem din vedere e că există și o altă dimensiune, dragi creștini, dragi credincioși. Dimensiunea aceea a lucrurilor nevăzute, a bătăliilor spirituale, a victoriilor mărunte, care sunt cu propriile mele provocări, cu propriile mele ispite, cu biruința mea personală asupra păcatului, cu lucrurile care trebuie să le înving în viața mea. Nu, până la urmă, parte a rodirii Duhului Sfânt în finalul a ceea ce avem în capitolul 5 din Galateni, versetul 22-23, spune acolo, da, roada Duhului Sfânt e dragostea, bucuria, pacea, toate celelalte și în final se oprește Duhul Sfânt și ne spune partea rodirii Duhului Sfânt e și înfrânarea poftelor, adică acel control, self-control, cum spunem noi, acea capacitate, acea putere de a te autocontrola.
să existe acea putere. Până la urmă, asta e o parte a biruinței credinciosului, chiar dacă aparent e nesemnificativă. Dar dați-mi voie să vă spun că în virtutea întregii noastre slujiri și trăiri e o bătălie importantă. Ori învierea Domnului Iisus Hristos e despre această biruință, despre această biruință asupra păcatului, și asta e o chestiune individuală. Noi ne uităm de foarte multe ori la chestiunea corporativă a bisericii, la întregul ei, dar biruința bisericii e dată de biruința fiecărui individ, a fiecărui credincios. Slăbiciunea bisericii e măsura a slăbiciunilor și alunecărilor credinciosului. De aceea sfătuiesc, spun, îndemn, rog credincioșii, haideți să ne plecăm cu seriozitate în această săptămână mare și nu numai, în fiecare zi suntem chemați la aceasta, la a trăi această biruință a Domnului Hristos asupra păcatului prin a lăsa Duhul Sfânt în puterea Lui să lucreze în viața noastră acea rudire despre care vorbeam. Slavă Domnului! Frate pastor, ne apropiem de încheiere și aș dori acum spre final să vă dau posibilitatea să adresați un îndemn, un pasaj din Sfânta Scriptură, o încurajare poate care să vină în perioada aceasta și, bineînțeles, și după, pentru că ceea ce discutăm noi acum, și cred că am spus-o și a spus-o și dumneavoastră deja, sărbătoarea aceasta nu este doar o sărbătoare a unei săptămâni sau unei zile. Pur și simplu este o sărbătoare a fiecărei zi din viața noastră. Numai că acum dedicăm un timp mai special pentru cercetarea aceasta, pentru ne aduce aminte de învierea Domnului Hristos. Așa că noi aici în România și în alte părți unde sărbătorim, să spunem, pe zona aceasta est-europeană, sărbătoarea Învierii, avem posibilitatea și anul acesta să facem o schimbare în viețile noastre. Și uitându-ne la Sfânta Scriptură, dumneavoastră, vă rog să îndrăzniți să adresați un îndemn, o încurajare specială pentru noi, pentru că, sigur, Dumnezeu vrea să ne vorbească și astăzi. Și a făcut-o deja prin ceea ce ne-a spus deja, dar cu siguranță vreau să vă dau posibilitatea aceasta din inima dumneavoastră de păstor să ne mai spuneți câteva cuvinte. Lucrarea Domnului Hristos e o lucrare de biruință, așa cum spuneam. Nu apărea triumfalistă nici atunci, cu atât mai puțin în Joia Mare, în Vinerea Mare, așa cum îi spunem noi, pentru că acolo au fost și trădarea, și prinderea, și judecarea Domnului Hristos, și bătăile, și crucificarea. Și privind la toate acele scene, e greu să surprinzi elementul triumfalist. Da, ceea ce s-a întâmplat mai târziu, și noi foarte bine știm că la doar câteva zile, și vorbesc de învierea Lui și de ceea ce a urmat, ne lasă pe noi, ca și credincioși, să îndrăznim să trăim această biruință a Domnului Hristos. Apostolul Pavel, și vreau să mă refer la versetul 10 din Filipeni, capitolul 3, afirma un lucru, aș spune, de căpătâi, important pentru noi ca și credincioși, ca și biserică. Și spunea el așa: să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Sărbătoarea morții și învierii Domnului Iisus Hristos proiectează în inima credinciosului, aceluia care crede în dumnezeirea Domnului Hristos, proiectează această încredere a învierii morților. Și Apostolul Pavel scria celor din Corint într-o altă împrejurare: dacă nu credem că El, Hristos, a murit și a înviat, atunci degeaba am crezut. Atunci ne-am pus nădejdea în ceva ce nu folosește mai la nimic. Dar ce spune Apostolul Pavel aici celor din Filipi: să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, cred că transmite un mesaj cât se poate de actual și pentru noi astăzi. De fapt, Biblia a fost în toate generațiile actuale, dar spun mai actual astăzi pentru că trebuie să ne uităm în sărbătoarea aceasta învierii nu doar istoric, nu doar eventual enunțând și enumerând evidențele
învierii Domnului Iisus, nu axându-ne doar pe a predica și a spune altora că El, Domnul Hristos, a înviat și uite aici evidențele învierii Domnului Hristos, că îngăduiți-mi să spun, în generația noastră parcă oamenii sunt mai puțin interesați de evidențe. Într-o lume în care chiar și ceea ce e evident ajunge să fie controversat și chiar neasumat. Însă ceea ce cred că va fi necesar în anul acesta și în anii care vin e să ne axăm pe această putere a învierii Lui. Foarte multă vreme și în anii de școală în București am învățat să fac predici despre mărturiile învierii. Și am vorbit despre martorii oculari, și am vorbit despre mormântul gol, și am vorbit despre evidențele istorice, despre evidențele arheologice. Și am crezut pentru foarte multă vreme că dacă insist în această direcție, oamenii vor fi convinși că Iisus Hristos a existat și a murit și a înviat. În epoca postmodernă, în epoca aceasta în care trăim, unde totul e relativ și mai trist e că nu mai există convingeri ferme nici de o parte, nici de alta, nu dacă în urmă cu 10, poate 20 de ani și mai bine, aveai oameni ce credeau ferm în Dumnezeu și pe de altă parte oameni care își declarau cu fermitate convingerea lor ateistă. Astăzi nu mai avem de-a face cu o generație interesată în convingeri. Astăzi totul e relativ. Dacă tu vrei să în înviere, e treaba ta și mă interesează. Nici măcar dacă a existat sau nu a existat, dacă mi-a dus dovezi, nici măcar nu mă interesează, pentru că și alea sunt relative. Totul e contestat. Asta e ideea pe care vreau să subliniez. Și de aceea cred că acum, astăzi, în sărbătoarea aceasta, mâine, poimine și în săptămânile care urmează, ce mi-aș dori să văd în viața credinciosului e tocmai manifestarea acestei puteri a învierii Domnului Hristos. Și în măsura în care această putere a învierii Domnului Hristos se manifestă în viața mea, cred că și cel de lângă mine poate fi afectat de această înviere a Domnului Hristos. Și uitându-mă la Apostolul Pavel, spune el, aș vrea să-L cunosc, și aici e vorba de acea cunoaștere experimentală, să-L cunosc experimentând. Să-L cunosc pe El, să cunosc și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Și cred că de aici vine puterea, sau biruința și puterea învierii, din felul în care mă fac asemenea cu moartea Lui. Știți ceea ce e trist să văd în viața credincioșilor astăzi? E cât de greu, și chiar în viața mea, cât de greu mi-asum această identificare cu moartea Lui. Când vorbim de moartea Domnului Hristos, vorbim de momentul acela în care alții îi spuneau, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce și izbăvește-te pe tine și așa după aia izbăvește-ne și pe noi. La piciorul crucii alții îi aduceau injurii și atâta bagiocură. Și Mântuitorul avea un singur cuvânt, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Au fost aduse acolo acuzații false. A fost un proces atât de trucat cum poate n-a mai fost vreodată în istoria omenirii. Martori mincinoși, lucruri neadevărate. Și cu toate acestea, Mântuitorul a avut un singur gând, o singură atitudine. Și aceea de a iubi și de a iubi până la capăt. Ori, cred că puterea învierii Domnului Hristos ar putea fi nu numai asumată, dar și manifestată în viața credinciosului astăzi, în măsura în care reușim să și asumăm moartea Domnului Hristos în viața noastră, adică moartea eului nostru, moartea dorințelor noastre, a orgolilor, a mândriei care ne mână de tare multe ori. Și dacă aș recomanda ceva bisericii, acolo în România, aici în America, în Canada, Australia sau oriunde am fi, tocmai asta aș spune. Dragii mei, haideți să ne întoarcem la această asumare a morții Domnului Hristos și în viața noastră. Să mă fac asemenea cu moartea Lui. Și din moartea aceea, a lepădării noastre de noi înșine, vom putea gusta snopii aceia ai învierii Lui, binecuvântarea învierii Lui și puterea acestei învieri. Vă mulțumim foarte mult pentru seara aceasta, vă mulțumim pentru gândurile frumoase, pentru demnul din Sfânta Scriptură. Și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră acolo la Biserica Baptistă Română din San Francisco și în interes în lucrarea pe care o faceți
la nivelul Convenției Baptiste din Statele Unite și din Canada. Suntem cu ochii pe ceea ce se întâmplă în Statele Unite, ne rugăm pentru credincioșii din Statele Unite, pentru românii din Statele Unite, ca cât mai mult să-L cunoască pe Domnul și, bineînțeles, și pentru cei de aici din țară și din celelalte părți din diaspora, ca Dumnezeu să se atingă și de poporul român de data aceasta și de sărbătoarea aceasta în Învierii. Vă mulțumim foarte mult! Cu tot dragul, din toată inima de aici, de la San Francisco, poporului român spun: Hristos a înviat, binecuvântarea Învierii Lui să vă însoțească și mergeți trăind în puterea acestei învieri pentru gloria Lui și binecuvântarea semenilor dumneavoastră. Adevărat, a înviat, zicem și noi încă o dată. Mulțumim foarte mult, stimați prieteni, și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!